Braz natural deja au apărut în vânzare în orașul Drochia. Doritorii de a umple locuința cu aroma molidului pe perioada sărbătorilor de iarnă îl pot găsi de diferite dimensiuni, cu rădăcină sau fără. Prețurile de asemenea variază, iar comercianții susțin că fiecare din cumpărători va rămâne satisfăcut cu alegerea pe care o va face. Красавицы молдавские, то есть Молдавии, не привезенные откуда-то из-за границы. Вот. Цена варьируется от 100 лей до 300. Все в зависимости от пышности. Mai mult ca atât, pentru a se bucura de bradul procurat și nu admira în scurt timp căderea sau îngălbinirea acelor, comercianții vin cu sugestii la acest compartiment. De asemenea, vânzătorii vin cu recomandări ce țin de alegerea corectă a simbolului sărbătorilor de iarnă. Как правильно выбрать елку, подходите, это вот первый единственный способ, то есть потянуть за веточку, если иголочки не осыпаются, значит ель свежая. Как продержать ее дольше, есть много способов. Есть можно на 9 литров воды добавить пару чайных ложек глицерина, то есть и поставить ее как бы в ведерко. Если нет такой возможности поставить ее в ведерко, можно разбавить элементарный раствор. Берется уксусная кислота, сахар и воды. Пропитываете какую-нибудь марлю там белую, там как бы, чтобы имитировала снег. И ставите под корень. Изначально срезаете елочку. Сделайте срез, желательно на 45 градусов, так она больше будет впитывать питательные вещества и будет содержаться гораздо дольше. Drochienii deja se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă și aleg cu grijă pomul de Crăciun, brad natural sau artificial. Aici opiniile sunt diferite. Un brad la 200 de lei nu e tare scump, dar e natural, e ceva frumos, mirositor în casă. Cumpărăm un brad artificial pentru că ăsta e mai scump și nu ține mult. Vio să luăm pentru că e frumos, miroase frumos, miroase o sosnor, cum se mai spune, da? Asta e. Nivă, nu, natar, tilet, una, vreo din rad, dar plătile imeem sebe. Da. A bile bi vnuchi, dete, copile bi naturalne. După tradiție, bradul este împodobit de gospodarii casei, cât și locuința intră în vizorul moldovenilor în perioada sărbătorilor. Câți bani din buzunare sunt gata să scoate drochienii pentru jucării pentru brad, luminițe și alte decorațiuni pentru a-și împodobi locuința? Pentru sărbătorile de iarnă să împodobim un brad în casă, în jur de 1.000-1.500 de lei. În jur de 2.000-3.000, precis. Ну, у нас есть игрушки, но так выходит где-то до 600-700 лей. O să cheltuim în jur de 1.000 lei pentru decorațiuni, decorațiunile bradului și decorarea casei. Brazi naturale în această perioadă pot fi procurați cu prețul de la 100 până la 300 lei, iar prețul brazelor artificiali începe de la 70 lei și ajunge peste 1.000 lei, în dependență de calitatea acestuia și înălțimea. Victoria Cunha, Eugeniu Bulat, TV Drochia.